Andreea Medișanu, candidat AUR pentru Consiliul Local Timișoara, prezintă situația construirii Spitalului Municipal, mult așteptat de timișoreni. Aceasta spune că realizarea lui va dura mai mult de 6 ani și îl invită pe primarul Dominic Fritz să se documenteze în ceea ce înseamnă studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic sau dalii. Eu îl întreb public și am să vă rog și pe dumneavoastră ori de câte ori îl întâlniți, să-l întrebați dacă are noțiuni de ceea ce înseamnă studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, PT, proiect tehnic și respectiv DALI. Cu siguranță aceste lucruri pentru dânsul sunt necunoscute, iar dumneavoastră, dragi timișoreni, vă spun că acest spital, iar declarația este publică, se va realiza în cel puțin 6 ani de zile. De ce? Pentru că un studiu de prefezabilitate înseamnă, de fapt, o analiză, fără a se lua în calcul, indicatorii tehnici economici de care are nevoie orice instituție, orice unitate pe care dorește cineva să o construiască. Asta înseamnă că, încă o dată, sunteți și suntem mințiți, iar cadrele medicale m-aș bucura să iasă și să spună public că acest lucru este îngrozitor de greu realizabil în 6 ani de zile. Andreea Medișanu a adăugat că acest spital trebuie să cuprindă majoritatea specializărilor medicale, ceea ce în 6 ani de zile este imposibil.